România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România și din lume în momentul ăsta, ca să spunem așa. Cazul Djokovic, da, prieteni, trebuie să discutăm despre asta pentru că el scoate în evidență două probleme fundamentale ale lumii lovite de pandemie. Prima este mai curând o întrebare. Cum arată egalitatea când vine vorba de reguli? Iar a doua e poate chiar mai importantă. Ok, am hotărât că vaccinarea este fundamentală ca să scăpăm de pandemie. Dar până unde pot fi limitate drepturile celor nevaccinați? Vă întreb astăzi. O precizare pentru cei care se uită pe Facebook. Nu este cadrul obișnuit pe care îl vedeți la România în direct, pentru că sunt contact direct. Fiul meu este pozitiv, așa că voi lucra câteva zile de acasă. Puteți însă să admirați biblioteca, dacă vreți. Revenind la fapte acum, sau câteva fapte. În această dimineață, Novak Djokovic a câștigat un proces cu guvernul federal al Australiei, care îi suspendase viza. Motivul era că nu a prezentat destule dovezi care să arate că poate fi exceptat de la regula unică în care, sau prin care în țară intră doar vaccinați. După un suspans care a ținut 3 zile și o judecată urmărită de toată planeta, un magistrat a hotărât că statul australian a procedat greșit. 2 sunt motivele. Unul este legat de procedură, al doilea de faptul că domnul Djokovic a făcut tot ceea ce este omenește posibil ca să respecte ce i-a transmis turneul care i-a adresat invitația. Ce să facă mai mult, a spus judecătorul Kelly și l-a eliberat. La ora la care vorbim, există informații că procedura de interzicere ar putea fi reluată, dar să nu ne grăbim și să rămânem la ce știm. Un val de nemulțumire există în Australia la adresa autorităților și a turneului de tenis, pentru că, aparent, aceasta este o excepție majoră. Australia a avut cele mai dure condiții de carantină pentru locuitorii săi și, practic, a făcut vaccinarea obligatorie. Cine nu s-a supus, nici măcar nu s-a putut întoarce acasă din statele vecine. Mii de australieni nu și-au mai văzut casele sau familie pentru că nu s-au vaccinat. Iar când Nole a primit dreptul de a veni nevaccinat, asta a înfuriat o mare parte dintre oameni. Mai ales că infectarea sa la jumătatea lunii decembrie ridică mari semne de întrebare. Cum să te infectezi pe 16 sau pe 17? Pe 16, dar pe 17 sau 18 să circul liber fără mască, așa cum arată multe fotografii. Dar să trecem și de asta, căci azi nu vom judeca doar comportamentul sportivului, sau nu în primul rând. Societățile noastre democratice, și de asta vorbim noi și în România despre asta, sunt în fața unui examen important sau celui mai important caz de respectare a unor drepturi individuale în fața unor măsuri colective. Și este o chestiune care pune la încercare regula pentru cei mai mulți, în mod evident. În același timp, nu poți să nu te întrebi până unde poate merge această limitare de drepturi. Astăzi știm și că o persoană vaccinată poate să se îmbolnăvească și să transmită boala, adevărat, mai puțin ca alții. Dar asta nu înseamnă, spune multă lume, că și un vaccinat poate fi la fel de periculos ca nevaccinatul Nole? Așadar, iată câte probleme avem în față. 0372069599. Îl repet, 0372069599. Ce credeți despre cazul Djokovic? Poate fi vaccinarea o condiție obligatorie de deplasare între state, cum am văzut acum, și până unde pot fi limitate drepturile persoanelor nevaccinate? 0372069599. Prieteni, vă invit la România în direct, prima dată în 2022. Începem cu Aurelian. Salutare! Salutare, Cătălin! În primul rând, la mulți ani și bine revenit! Și mult pe tot ce îți dorești pe anul ăsta. De la emisiunea asta, ce ne dorim și noi. Mult succes! A ias o emisiune de radio, asta zic, să ias o emisiune de radio cât mai bună, Aurelian. Exact. Ăsta este principalul nostru obiectiv și să avem valori corecte. Asta zic că ar fi bine.
exact, dar vrem și noi valori corecte. De ce nu am pus la îndoială autoritatea australiană? În primul rând, Djokovic este un balcanic. Și în Balcan, cred că după ideea mea și ce spun eu și numai ideea mea este, mai ales că a ieșit după ce s-a detectat că, vezi, Doamne, are COVID, el a ieșit în stradă două zile. Aici a greșit. Da? Deci a fost bolnav doar pe hârtie pentru a participa la celelalte turnee. Nici nu se pune la îndoială. E o doză de neîncredere, eu sunt de acord cu tine. Dar, până la urmă, sunt niște documente ale statului sârb. Ce să zicem acum? Care pot fi reale sau pro Djokovic, atât timp cât este un simbol al lor. Aurelian, deocamdată îl considerăm de bună credință, nu? Până când cineva va demonstra că... Atât timp cât eu, unu, sunt pro-vaccin și deja am și a treia doză făcută, datorită legii, unde e lege, nu-i tocmeală, dar atât timp cât vor fi oameni care vor promova antivaccinare și mai ales cred că de aici a și pornit discuția și controversele statului australian. Atât timp cât familia lui este anti și tot așa și se promovează anti și el la fel, aici au devenit suspiciuni. Dom'le, ești bolnav, dar tu umbli pe stradă. Hello? Da, sunt de acord cu tine. Dar totuși, cu ce e mai periculos Djokovic decât un vaccinat care poate fi și el răcit? Un vaccinat, chiar dacă, cum sunt și eu, chiar dacă iau virusul, îl transmit într-o altă formă și voi suferi altfel. Mai ales ținând cont că statul australian a fost unul dintre statele care a avut aproape un an de zile carantină. De ce să riscăm pentru o stea? 272 de zile, aici îți dau dreptate. 272 de zile. Eu am prieteni și care sunt acolo și s-au stabilit acolo. Și știu când ce au trecut. Am prieteni care au rămas soții acolo și n-a venit o jumătate de an sau cât un an cât a fost. Da? Dar de ce să nu respectăm? Nene, mă primești vaccinat, ok, mă duc. Nu mă primești, nu mă duc. Da. Da? Dacă aleg varianta să nu mă vaccinez. Da? Îți respect argumentele. Întrebările rămân însă valabile pentru foarte multă lume. Eu zic până că urmă... nu are dreptate Djokovic. Ok. Și am consemnat. N-aș vrea să țin scorul. Cred că sunt de acord. Că o să fie și anti care nu vor da. Asta este, dar e democrație. Dar statul australian are dreptate. Asta e fundamental ce ai spus. Mulțumesc tare mult. Statul australian și-a, ca și alte state, și-au stabilit niște reguli. E foarte posibil ca regulile astea să nu convină multor oameni. Statul australian federal are alegeri undeva în luna mai. Dacă societatea e nemulțumită, probabil că va vota în consecință, nu? Așa merge democrația. Haideți să-l auzim pe Ioan. Salutare, bine ai venit la România în direct. Cum crezi, Ioan, cine are dreptate în povestea asta? Vă salut. Acum e greu să le hotărăsc eu cine are dreptate. Problema este că Australia are niște legi foarte severe, inclusiv prevenirea epidemiilor și altor boli, sau mai știu cum. De exemplu, nu poți intra cu un măr. Dacă știi că în Australia nu poți intra cu un măr în bagaje, în aeroport, și te oprim și te amendat, înseamnă că e o problemă, înseamnă că ai încălcat o lege și știi la ce trebuie să te aștepți. Djokovic, când s-a înscris la Australia, trebuia să știe așa, domnule, am voie sau nu am voie. El a profitat de această ocazie să facă un picuț de circ, un picuț de reclamă. N-avea nevoie, că e un om talentat, e un om care e cunoscut și părerea mea că m-a dezamăgit cu asta. Eu n-aș fi făcut-o în locul lui. Probabil că banii de la o vreme te strică, de a ajunge la niște pretenții pe care alții nu le mai au. Ioan, știi ce a spus un judecător astăzi? Hai, ce spuneți? Societatea noastră a fost ok și poate intra. Acum judecătorii a făcut tot ce îi omenește. Mai mult de atât, un judecător a făcut tot ce este omenește posibil ca să răspundă cererilor adresate de locul său de muncă, un turneu de tenis. Și zice, chiar așa s-a exprimat judecătorul. Interesele sunt divergente. Serviciul medical are niște rigori și niște restricții. Serviciul sau reclama și
organizarea turneului are alte interese. Are un nevoie de un jucător cu nume mare care să atragă spectatori, plătitori și alte treburi. Eu, părerea mea aici este un picuț un război incorrect. Deci au profitat de faptul că Djokovic a face scandal, lumea e cunoscută și facem circ. Părerea mea că este o greșeală dacă și va crea un precedent. Atunci, ce să-i spui la un biet amărât de turc sau mai știu eu ce om care ajunge greu în Australia că intre, dă să intre fără act în regulă? Da. Nu e bine. Părerea mea că s-a nu este excesiv? Adică nu crezi că tipul ăsta de regulă va duce la o relație între statele lumii, asta din partea asta civilizată, nu? Din care ne tragem și noi, să zicem așa. În care se va spune, domnule, nu pot să mai circul. Uite, de aici în Australia, de aici în Franța, de aici în Italia, de aici în, știu eu, Anglia, decât dacă ești vaccinat? Cum și cu vaccinarea. Am lucrat 10 luni de zile, sunt medic pensionar, am 68 de ani, am lucrat 10 luni într-un centru de vaccinări. Am vorbit mult cu oamenii, îmi place ceea ce fac, sunt un om sociabil, sunt un om deschis. Nu avem o garanție a titlului de anticorp obținut în urma vaccinării. Am avut familii pe care le cunosc și care au avut, de exemplu, el 14 titluri de anticorp, soția sa 14.000. Deci, vă dați seama, aceeași vaccin, aceeași doză în aceeași zi făcută. Deci, este biologie, nu e matematică. Și reacționează fiecare cum e. Plus că a zis într-adevăr o treabă, că și vaccinat fiind poți să transmiți boala mai departe. Vaccinat fiind, ești apărat și faci forma mai ușoară. Se spune că vreo 90% din bolnavi din ATI sunt bolnavi nevaccinați. Eu cred că mai mult. Și aia vaccinați, foarte mulți sunt vaccinați pe fals. S-au obținut altele, așa într-un mod balcanic, cum a spus colegul de dinainte. Deci, da, n-aș vrea să... Ăsta e un clișeu, să știi. Simona Halep e o balcanică și, uite, ea a respectat regula cu asupra de măsură. Am vaccinat, am făcut a treia doză, am făcut-o, o să fac și capata, nu avem ce face. Trebuie să trăim cu mola asta de acum încolo. Sunt trăim încă mulți ani. Varianta să tot apară. Ioan, mulțumesc tare mult. Țineți minte acest lucru. Această boală este aici ca să rămână. Noi învățăm astăzi să trăim cu ea. Statul australian și-a aplicat niște reguli aici. Bune, rele, discutabil, spuneți-le cum vreți. Dar astea sunt regulile lor. Și asta este important ca noi astăzi să discutăm acest tip de reguli. Pentru că acest caz Djokovic nu e cazul unui mare sportiv. Este cazul care ne arată cum vom trăi de acum înainte. Putem să stabilim o regulă de asta excesivă? Cu ce, să zicem, cu ce efecte pentru foarte mulți oameni? Sau poate facem alt tip de reguli? Mă gândesc. Cristian, salutare, ești la România în direct. Bine ai venit. E excesivă regula asta, cum am zis? E excesivă? O regulă este o regulă. Nu contează dacă ni se pare excesivă sau nu. Dacă asta este opinia guvernului australian de a proteja populația împotriva infectării cu COVID... Asta e regula. Prima greșeală este a guvernului, pentru că Djokovic a cerut viză. El nu a venit, bună ziua, vreau să intru și eu aici. El a cerut o viză. Ei au cerut documente, el a prezentat documente și ei au dat o viză. Când a ajuns pe aeroport, de fapt, scandalul mediatic a fost cel care a dus la blocarea vizei lui Djokovic. Lucru recunoscut de altfel și de judecător, care a spus, Djokovic a prezentat toate documentele pe care le-a cerut statul australian și în urma prezentării documentelor a primit viză de intrare. Pe de altă parte, într-adevăr, este discutabilă atitudinea lui. Vezi, doamne, am fost în 16 decembrie pozitiv și după aceea am pus pe internet poze cu mine participând la diverse evenimente. Poți să pui sub semnul întrebării lucrul ăsta, dar atâta timp cât există un document medical, restul este doar poveste. Și atunci poate să-l ancheteze statul australian sau statul serv pentru fals, uz de fals, pentru nepurtarea măștii, pentru ce-o fi. Deci una peste alta, Djokovic a respectat regulile. După părerea mea, a respectat regulile, s-a prezentat frumos la... graniță, avea viză și cu asta discuția este încheiată.
că australienii au făcut, presa scandal și guvernul s-a trezit, hopa, stai un pic, e an electoral și trebuie să anulăm viza pentru că este Djokovic, asta este o altă discuție. Aici lucrurile, să știi că sunt un pic mai nuanțate. Există interpretări diferite ale legii între guvernul federal și guvernul statal. Există, cum să zic, o clară colaborare între sportivul sârb, oficialii din tenis de la Australian Open și autoritățile locale, poate și o parte din cele federale, care au vrut să-l aducă musai în acest turneu, creând o sumedenie de excepții, nu numai de la intrarea în țară, dar atenție, și la intrarea în turneu. Știi că dosarul lui a fost procesat multe zile mai târziu decât data limită. Adică s-a creat un culoar special. Și atunci te întreb, nu e rolul noi politician să intervină când vede că există o excepție majoră la care societatea reacționează? Ce să facă un politician? Să zică ce facem acum? Aici apare verticalitatea guvernanților. Dacă te-ai asumat să-i dai o viză, pentru că el înseamnă foarte mulți bani pentru Australia, atunci a fi bărbat și spune, bă, mi-am asumat, asta este, îmi depun mandatul, dar omul n-are nicio vină, pentru că el a făcut ceea ce i s-a cerut. Se pare că lucrul ăsta e un pic mai dificil. Da, știi, ajung așa un pic la concluzia, îți mulțumesc tare mult, Cristian, îți doresc părul la treabă, ajung un pic la concluzia că toată lumea s-a chinuit în ultimele zile, sau foarte multă lume, în Australia și nu numai acolo, ci pe restul mapamondului, să argumenteze cât de bine se poate o excepție. Asta îmi pare, că regula a fost întoarsă pe atât de multe fețe încât să se potrivească într-un puzzle care aduce bani, celebritate, notorietate, care face până la urmă lucrurile să miște. E adevărat, în societățile noastre, sincer să vă spun, și la bancă, nu? Cine e mai bogat ajunge mai repede în birourile alea și se descurcă mai bine. Dar nu uitați că din când în când opinia publică își mai sparge icoanele și se uită așa și zice, da, chiar așa o suciți în toate părțile, numai ca să-i fie bine omului ăsta și afacerii din jurul lui? Adrian, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, Cătălin. Aș dori, în primul rând, să, înainte de a-mi exprima opinia, să adresez două întrebări care cred că frământă pe oricine în această perioadă. Atâta timp cât o persoană sănătoasă, asimptomatică, poate printr-un test să constate că este infectată, conform datelor medicale, el este, este purtător și transmizător de virus. În condițiile în care el se vaccinează, rămâne persoană purtătoare și transmisătoare de virus, dar poate lua la pachet reacțiile adverse, miocardită și alte reacții de care nu vorbește nimeni. Pandemia poate dura, așa cum știm din istoria omenirii, o perioadă limitată de timp, reacțiile adverse pot rămâne pentru tot restul vieții. Aceste două întrebări. Nu știu de unde știi asta, adică, da, m-am mai gândit deci, la substanțe adverse. Întrebările erau, de ce și-ar dori societatea o persoană, ca o persoană sănătoasă să se transforme potențial într-una bolnavă și de ce ar accepta persoana în sine? Da. Nu vreau să fac... Nu este o ruletă rusească? Nu vreau să fac o dezbatere despre vaccinare și despre beneficiile sau problemele ei. Nu știu, ruleta rusească este să fii și nevaccinat, să iei o doză mare de virus și să mori. Acum, nu știu, întrebați-i pe cei că... Opțiunea e să mori, deci există o mare posibilitate să mori și o mare posibilitate să ai niște efecte adverse despre care nu știm clar dacă poți să le ai sau să nu le ai. Deci, nu să stau, să fiecare asimptomatice, dar persoanele asimptomatice sunt acelea care, dacă în toată această perioadă nu au suferit nimic, înseamnă că nu au avut simptome deloc, nu că au avut forme ușoare, deci nu au avut niciun fel de reacție. De ce și-ar asuma și riscurile?
Această habar n-am de ce își asumă fiecare dintre noi, dar nu acesta e miezul acestei chestiuni. Nu acesta este miezul dezbaterii noastre. Dacă vreți să duceți dezbaterea către vaccinare... Acum vrem să ajung la... Da, deci acest sportiv, printr-o opțiune personală, iată, dovadă că el a trecut prin virus, n-a dorit să se vaccineze, știa condițiile de acces într-o țară străină, acolo unde se desfășura concursul. Și dacă el nu a acceptat, nu a dorit, libertatea voinței sale personale nu a fost luată în considerare de restul lumii, adică e mai puțin important individul decât comunitatea, nu știu care este pe primul loc, comunitatea sau individul, într-o democrație. Putem spune asta e socoteala pe care o facem, vezi? Ai extras foarte bine, chiar așa, dar aici tu trebuie să spui punctul de vedere. După care, ascultându-te, îți voi spune și eu ce gândesc. Vezi ce judecată grea e? E chiar sigur, foarte greu. Stai cu gânduri și spui, domnule, cine e mai important în momentul ăsta? S-a judecat lucrul acesta și e bine că se judecă, adică nu se folosește... Știi, ca să fim sinceri, știi ce s-a judecat acolo? S-a judecat o chestiune administrativă. Dar acum, hai să... Și judecătorul a hotărât pe procedură, adică în momentul în care i-au ridicat viza respectivă, nu au urmat pașii regulamentari. Dar știi ce scrie în documentele guvernului australian, apropo de dilema noastră? Ei zic așa, dom'le, de ce nu-i primim noi pe cei care sunt nevaccinați? Și ei au ajuns la următoarea concluzie, pe baza studiilor, specialiștilor, consultărilor dintre ei. E un posibil răspuns. O persoană nevaccinată, zice guvernul australian, are posibilitate mult mai mare decât una vaccinată să răspândească virusul, să se îmbolnăvească pe sine mult mai grav și pe alții într-o proporție mult mai mare. Și atunci ei au dat răspunsul ăsta și au zis, domnule, în fața acestei boli, consideră guvernul Australiei, noi considerăm că societatea este mai importantă decât un individ. Ăsta e un răspuns. Îl accepți? Definiția democrației presupune drepturile individuale și apoi ele însumate dau dreptul comunității. Așa este că minoritatea trebuie să supune majorității, dar vedeți că majoritatea și minoritatea se mută în timp. Ați văzut, s-a plecat de la 10%, 50%, 70%. Care este majoritatea, care este minoritatea? Da, deci niciodată nu se va afla părerea unei majorități în condiția în care au posibilit să o facă. Nu și-au dorit acest lucru din punct de vedere al majorității, nu și-au dorit. Din punct de vedere statistic, al procentului, da. Acum majoritatea este vaccinată. Vedeți, e foarte greu de descoperit. Exact, și asta e marea dezbatere. Îți mulțumesc pentru telefonul tău și îți mulțumesc pentru modul în care ai pus punctul pe i. Adică asta încercăm noi ca state și ca societate să aflăm ce e corect în perioada viitoare. Și nu cred că există un răspuns corect până la capăt. Adică pot să fie răspunsuri asumate. Eu să vin și să spun astăzi, da, domnule, societatea este mult mai importantă decât individul în sine. Păi, mulțumesc, asta am auzit și în comunism, când toate realizările se făceau. Dar pe de altă parte, nu știu altă cale de a merge mai departe. Nu cred că nici individualismul dus la extrem poate să funcționeze. Nu cred că în momentul în care noi, ca persoane de unii singuri, mergem mai departe, facem lucrul cel mai bun. Știți de ce? Pentru că îi lăsăm deoparte și în pericol pe cei mai slabi și mai nevoiași dintre noi. Ei vor cădea primii, iar lor trebuie să le oferim protecție. Îți mulțumesc tare mult, Adrian. Foarte interesantă discuția. Claudiu, bine ai venit la România în direct. Nu mai e Claudiu, mergem mai departe. Dan, salut, Dan. Bine ai venit la România în direct. Bună ziua și vă doresc să aveți un an plin de pace. Pentru că în condițiile astea în care suntem noi acum, numai pace noi. Mă rog. Ai dreptate, da, ai dreptate. Îmi place ce ai zis. Mulțumesc de urare. Vreau să vă felicit astăzi pentru emisiunea asta care, în sfârșit, din punctul meu de vedere, începe cu vești bune. Adică Djokovic, din punctul meu de vedere, a câștigat. Din punctul meu de vedere. Mi se pare toată povestea asta pe care o trăim noi destul de interesantă, cu păreri pro și contra, cu răutăți pro și contra,
Și eu cred că e o dovadă că încă se mai poate lucra la ceea ce trăim noi. Deci, încă o dată, vă spun din punctul meu de vedere, apreciez acel judecător, mi se pare stupid felul în care a procedat prim-ministrul Australiei. Am ascultat puțin știrile și așa mai auzit una alta despre lucrurile astea. Am prieteni mulți acolo care nu sunt de acord cu regulile impuse atât de dur în Australia. Și încă o dată sper, adică mi-aș dori mult să câștige și turneul Djokovic, ca să fie la, până la final o victorie. Din punctul meu de vedere, vă spun asta. Da, eu îmi place așa cum zici tu. Spun. Da, dacă, nu știu dacă... Da. Mă asculți o secundă. Nu știu dacă asta... Vezi, tu exprimi foarte bine ceea ce ni s-a întâmplat în ultimele zile. Aici nu e o bătălie. Adică, sigur, aparent e o bătălie, aducem argumente, contraargumente, toată lumea crede că ținem cu unul, cu altul și așa mai departe. Dar ce scop e să ai o bătălie? Care e scopul nostru în toată povestea asta, nu? Scopul nostru este ca cei mai mulți dintre noi, dacă s-ar putea chiar toți, să treacă cu bine de nenorocirea asta care e lângă noi prezentă, nu? Și căutăm căi. Așa, asta face umanitatea, statele, societățile, comunitățile, astea fac acum. Eu așa văd lucrurile. Sigur că între timp ne porcăim și zicem, bă, eu am ținut cu Djokovic, că ăla are dreptate, ăla n-are dreptate. Dar în tot amalgamul ăsta de bătăi și de emoții, și uite, azi ai tu o satisfacție și zici, domnule, a câștigat Djokovic. Dom'le, care e calea corectă în a izbândi pe mai departe în povestea asta? Adică, cum vezi tu? Ok, vreau să vă spun ceva. Dacă ar fi implicat doar sistemul medical și medicii care studiază pentru lucrurile astea și nu ar fi implicat politicul, da, aș fi de acord. Dar din punctul meu de vedere, în momentul în care politicul își face apariția în hotărâri de felul acesta, deja toată treaba se strică. Aici e problema. Și îmi pare rău că e așa. Haideți să lăsăm pe medici să-și facă ce au de făcut, să scoatem politicul în afară a tot ce înseamnă pandemia asta și vaccinurile și tot ce înseamnă costuri și așa mai departe și vedem cum stau lucrurile. Nu mi se pare corect. Ceva scârție. La nivel mondial, ceva scârție. Da, nu pot să zic ce scârție sau cum ți-ai construit o opinie. Sigur că avem multe semne de întrebare, sigur că sunt multe decizii greșite, sigur că sunt multe lucruri pe care nu le putem cuprinde cu totul. Pot dar... să spun ceva? Te rog. Vă rog frumos să vă uitați doar la declarațiile marilor oameni din lumea noastră în urmă cu o jumătate de an, hai să zicem 3/4 de an în urmă. Și uitați-vă astăzi la declarațiile lor. Încă ceva. Aproape toate lucrurile și toate ideile care au fost spuse că sunt conspiraționiste, foarte interesant, s-au dovedit a fi reale. Ce să mai cred? Dă-mi un exemplu la ce te referi. Uitați-vă la ce declara în urmă cu 3/4 de an Joe Biden, cum se cheamă ăsta cu medicina din America, Bill Gates și toți ceilalți. Ce treabă au ei în toate lucrurile astea? Păi, Bill Gates a fost băgat cu forța în treaba asta, că nu știu dacă... Nu e adevărat. A fost băgat cu forța banilor. Asta e problema. Da, bun. Hai că ne ducem într-o direcție care nu ajută discuției de astăzi, dar îți mulțumesc tare mult și îți doresc spor la treabă. Cătălin, salutare! Ai venit la România în direct cu un ochi în Australia, dar de fapt cu un ochi la funcționarea societăților noastre democratice astăzi. Bună ziua! Bine v-am găsit! Salutare! Până unde împingem limitele pentru nevaccinați? Până la libertate, din punctul meu de vedere. Am vrut să-mi spun și eu părerea, pentru că consider că vorbesc cu un profesionist și cred că toți profesioniștii, indiferent de domeniul în care activează, au atitudinea de perfecțiune. Nu cred că el, ca și persoană, având în vedere că face un sport foarte frumos, ar încerca intenționat să transmită virusul.
Și atunci cred că acesta a fost un joc murdar al unor persoane care au încercat să-i denigreze probabil imaginea pentru că nu face parte din societate sau comunicare, societate sau această parte de, aș putea să-i spun propagandă, că deja vaccinarea a devenit o propagandă din punctul meu de vedere. De ce invers nu e propagandă? Adică antivaccinarea de ce nu e propagandă? Pentru că are o sămânță, aș putea să-i spune, aș putea spune de libertate. Pentru că ar trebui să fie dreptul fiecărui om să aleagă să se vaccineze și aici o să vezi că e direct corelat cu IQ, am putea să spunem, și aș vrea să le recomand tuturor ascultătorilor dumneavoastră Robert Malone. Este cel care a patentat 8 tipuri de vaccinuri, ARN mesager. Vorbește foarte mult și explică pe înțelesul tuturor ce înseamnă vaccinarea. Ai, inclusiv el s-a vaccinat. Aici, și aici o să-ți trag frânele și o să zic că nu e chiar ok ce face domnul Malone și nu e chiar ok ce faci tu, pentru că domnul Malone nu este inventatorul ARN mesager, este doar un om care a participat la o fază a cercetărilor acum 40 de ani și care astăzi lucrează pentru o companie care dezvoltă alte tipuri de vaccinuri. Da? Adică n-aș vrea să... Da, da, da. Deci, n-aș vrea să crezi că cine spune ceea ce îți place ție nu are un interes. Adică toți ceilalți fac propagandă. Eu mă agăț foarte mult de libertate. Iar, da, de libertatea oamenilor. Să știi că libertatea funcționează în diverse feluri și pe diverse direcții. Și am rugămintea să nu folosești această emisiune pentru a propaga lucruri care nu sunt conforme cu realitatea. Da? Adică înțeles, aici facem un dialog cât se poate de onest, de cinstit din partea mea, iar dacă ai căpătat 3 minute în care să te asculte 500 de mii de oameni, e bine să ne rezumăm la subiect, adică la cel de astăzi, la Djokovic. Așa îmi face mie impresia, că ar fi bine. Da, am înțeles. Am ascultat conversația cu celălalt ascultător care a vorbit cu tine și a vorbit despre întrebarea cine este mai importantă, comunitatea sau individul. Și din punctul meu de vedere, comunitatea este formată din indivizi. Deci individul ar trebui să fie pe primul loc și să se găsească o cale de mijloc. Dar uitați-vă, dacă eu ca persoană am anticorpi, care este rolul vaccinului de fapt? De ce nu ar putea să introducă un test de anticorpi? Într-adevăr, nu se știe, nu s-a studiat încă valabilitatea anticorpilor, dar se poate face săptămânal și atunci probabil că testele și toate lucrurile care sunt studiate pot să demonstreze faptul că omul nu are nevoie neapărat de vaccin ca să se ferească de boală din moment ce el are anticorpi, nu? Da, păi asta face și vaccinul, adică îți dă anticorpi. Ceea ce propui tu este ca toată lumea să treacă prin îmbolnăvire, ceea ce e o perspectivă de care eu mă feresc dacă vorbim de libertate. Aș vrea să am libertatea să nu mă apăr de această boală prin îmbolnăvire. Sincer, îți spun. Ai făcut vreodată, nu? Am făcut, dar nu că mi-am dorit. Exact. Am făcut că tocmai s-a întâmplat. Și ar trebui ultima dată să fie când am avut gripă, ultima dată când am avut gripă mi-a fost atât de rău încât am hotărât că mă vaccinez după aia. Și n-am mai avut gripă din momentul acela. Slavă Domnului, au trecut destui ani. Da. Îți mulțumesc. Aș încerca să mai iau un telefon dacă ești de acord cu mine. Cătălin, îți mulțumesc tare, tare mult. Alin, salutare! Alo! Salut, Alin! Vorbim despre cazul Djokovic și despre limitele societăților democratice. Bună ziua și la mulți ani. Vă doresc un an nou fericit cu cât mai multe emisiuni frumoase realizate. Nu e prima dată când intru în direct la dumneavoastră. Cert este că, așa cum vorbea antevorbitorul meu, puțin se forțează libertatea omului. Nu sunt nici pro-vaccin, nici contra-vaccin. Nu
din punctul meu de vedere, cred că problema lui Djokovic nu a fost bine conturată de organizatorii competiției. Și de ce spun lucrul ăsta? Sunt om de sport și care după perioada de închidere în România am participat la niște competiții cu sportivii mei, în care cei care au organizat au fost, spre mulțumirea mea, foarte bine conturate lucrurile, cum poți să participi la competiție. Și nu cred că vaccinarea este o condiție primordială ca să participi într-o competiție, ci testarea. Testarea este cel mai clar lucru prin faptul că omul este bolnav, are virusul, îl poate transmite sau nu poate transmite. Iar aceste competiții în care s-au dat drumul spectatorilor este o mare greșeală. Indiferent că ești vaccinat sau nevaccinat, ce ar trebui să se organizeze, așa cum s-au organizat la început, într-un cadru restrâns cu circuit închis, cum se spunea. Ne pare rău pentru spectatori, pentru că ei aduc bani, ei aduc banii în media datorită faptului că este mediatizată competiția, plătesc bilete și așa mai departe. Însă libertatea acestui sportiv se poate încălca în a participa la competiția respectivă. Și cred că dacă îi se spunea de la început că fiind testat poți să participi, intri într-un circuit închis, clar, cazare, masă într-un circuit închis, nu poți să transmiți virusul mai departe atâta timp cât nu-l ai. Da, e interesant ce spui. Acum, eu nu știu argumentele pentru care autoritatea de tenis din Australia a hotărât că toată lumea de acolo trebuie să fie vaccinată. Poate din aceleași rațiuni pe care le-a transmis statul australian. Și a zis, domnule, pericol e cu cât este cu atât mai mic, cu cât aici sunt mai mulți vaccinați. Dar asta e regula pe care au stabilit-o ei. Te deranjează într-un fel că au creat un șir, că aici e un șir de excepții pentru cel mai important jucător din lume? Nu, nu mă deranjează. Dar mi se pare că se ajunge la încălca libertatea omului de a-și alege. Vreau sau nu vreau să fiu vaccinat, iar participarea la o competiție putea, din punctul meu de vedere, fi făcută și sub forma respectivă. Ești testat, ești negativ, poți să participi în competiție. Da. Îți mulțumesc tare mult, Alin, pentru gândul tău. E posibil să fie așa. Adică s-ar putea ca testarea să fie necesară chiar și atunci când ești vaccinat și s-ar putea să descopere în Australia lucrul acesta destul de repede. Pe de altă parte, în mod clar, această dezbatere va fi purtată în anii următori de toate societățile democratice, da? Aici unde avem putere și lege date prin alegeri și prin capacitatea noastră de a pune ștampila pe un vot. Și o să ne căutăm, stimați cetățeni, echilibrul ca societate și noi și alții între toate aceste lucruri pe care le-am auzit aproape zi de zi în perioada următoare. O să devină tema fundamentală a societății în care trăim. Unde și cum balansăm aceste drepturi individuale în fața unor decizii colective ale societății sau ale guvernelor din față? Știți care e vestea bună în toată această poveste? Că avem partide care gândesc în mod diferit. E adevărat, noi suntem mai departe de alegeri, dar va veni un moment când se va vota și cu siguranță tot noi suntem cei care au posibilitatea să reglăm între diverse lucruri. Vrem măsuri mai stricte? Considerăm că societatea are nevoie de măsuri super stricte ca în Australia? Alegeți partidul cu pricina. Vrem altfel de măsuri? Alegeți partidul care susține asta. Asta e prima ediție de România în direct astăzi. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă!
Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM. Europa FM este cel mai ascultat post de radio privat din orașele României. Vă mulțumim!